găsit, doamnelor și domnilor. Deja suntem într-un meci amical. Este omul pe care îl admir cel mai mult din literatura noastră și voia să înceapă dumnealui până a vă spune că are oroare de lansări, că suntem într-o pasă mizantropă, etc., etc. Așa că nu vreau să încep nici eu, nici dânsul personal, și o să încep cu o pagină care ne face tabloul exasperării minunate a domnului Andrei Pleșu. Dar să facem un inventar rapid al suprafeței. România noastră, cum ar fi. Ceea ce sare în ochi, mai ales dacă privești spre vârf, este o aglomerație de personaje mediocre și hrăpărețe, care au luat țara în stăpânire cu o îndrăzneală irresponsabilă. Demagogi, inculți lacom, siguri de sine, bășcălioși fără haz, agresivi, triviali, situați comportamental între mahala și petrecerea tovărășească. E destul să vezi cum merg sau să le privești portretele ca să te înfiori. Nu e vorba dacă sunt frumoși sau urâți, grași sau slabi. E vorba de expresia chipului lor, quasi inexistentă. E vorba de privirea obtuză, de felul cum e distribuită o sânza pe fălci și ceafări, de ochii nesemnificativi, îngropați în ploape uleioase. Când deschid gura, îți dai imediat seama că sunt niște flașnete ignare, pentru care limba țării e o căruță stricată, iar politica o șmecherie de bodegă. Fură ca în transă și ca în codru. Când sunt prinse, simt victimele pe politice, adică mă înțelegi, colegi cu deal de Iuliu Maniu sau Petre Țuțea, sau se îmbolnăvesc subit de toate bolile pământului pe care, în timp ce delapidau, nu le-au simțit niciodată sau le-au ținut eroic în frâu. Pușcărie transformă oricum în scriitor de viitor. Sunt fecunzi ca niște campioni ai literelor, produc cel puțin două studii pe an, așa încât te întreb dacă nu cumva, de dragul științei și literaturii, n-ar trebui condamnați pe viață. Acesta este, zic eu, un numitor, sau chiar numitorul comun al cărții de față, care se naște dintr-o sfântă exasperare. Nu știu cât de sfântă o simte autorul nostru, dar am venit aici, montat, și nu pot pentru ca să nu-l contrazic, deoarece domnul Andrei Pleșu, care este autorul care are stilul cel mai intens pictural, cel mai sagace, cel mai percutant, cel mai vizual, cel mai rubensian stil al ideilor din literatura noastră de astăzi, îi declară lui Robert Șerban în numărul 5 din mai al revistei Horizont următoarea enormitate. Ia auziți dumneavoastră drăcărie. Eu nu sunt un vizual. Mie mi s-a întâmplat să umplu pe stradă cu un vers în cap. Mi s-a întâmplat să umplu cu o idee în cap și cu o melodie în cap. Dar cu o imagine în cap nu am avea niciodată. Cu o imagine nu. Am descoperit cu ocazia asta că nu sunt predominant un tip vizual. Ei bine, vă recomand scurt și rapid tuturor să faceți ce am făcut eu astăzi de terminață. Ce album am scos din casă, din rafturi, unde m-a dus pe mine mâna? La familia Bruegel. La Peter Bruegel cel bătrân, la Peter cel tânăr și chiar la Jan Bruegel. De vreo 4-5 ani de când umblăm și noi în turism cultural prin Europa, vă mărturisesc cinstit că am umblat la National Gallery, la Prado, la Uffizii, la Rijksmuseum, mereu pe urmele unor pictori, întrebându-mă mereu, precum eroului pe Preda, ce-ar fi făcut grădinarul Miciurin în momentul ăsta, mă întrebam și eu ce-ar fi spus Andrei Pleșu despre tabloul ăsta, eu fiind, cum bine știe, am avut o dată un diferent, un admirator necondiționat al acelui splendor de volum care a fost pitoresc și melancolie și pe care l-aș dori continuat cu tot sufletul. De mulți ani mi-a spus, la ce bun să mă scriu cărți de acest gen, 100 pot să fac, măcar 2 sau 3 să faci, că avem nevoie de oameni care să le facă hermeneutica actului artistic. Acum, din păcate, într-un fel, cartea asta vine pe versul lui Blaga, nu știți că numai lacuri cu noroi pe fund cresc, nu fel. Din toată mocirla vieții românești de astăzi, din toată bălăcăreala, țățismul, bombănismul, nombrilismul, excepționalismul negativ, din toate tarele și vicile și mârșăviile societăților noastre, societății noastre de astăzi, se nasc astfel de cărți care au pentru mine exact
rolul visului compensator din psihanaliză. Sunt cărți care se nasc dintr-o exasperare, cum ați observat și textul acesta. Dar este mai mult decât atât. Dacă ar fi să găsesc cheia, sau mă rog, un banner, o cheie pentru această carte, o am în formula NAPS, vocația opțiunii radicale. Pe multe lume, când era la Dilema în primii 6-7-8 ani, multă lume a fost supărată de această concordie, de această dorință de conjuncție. Domnul Preșu fiind omul care a arătat încă din anii 90 ce boală îngrozitoare este maniheita. Împreună cu Radu, cu Cosașu, am avut amândoi aceeași alergie la acest sau. Ne-a spus că suntem bolnavi de disjunctivită. Nu vedem decât ori. Și le-am zis elevilor de liceu, nu e așa că vouă și astăzi vi se predă Eminescu sau Macedonski, Maiorescu sau Gherea, Iorga sau Lovinescu, Marin Preda sau Eugen Barbu, mergându-se până astăzi când e Mircea Cărtărescu versus Norman Manea. Și domnul Preșu a spus, de ce niciodată și? Acel și, cum bine știm, înseamnă spiritul cărbicel care nu place. Dar tot însu ne-a spus că în societatea noastră, mai ales în acești București îndrăciți, dracul își bagă coada în continuu și dracul este cel care bagă acest sau. Dacă admir, dincolo de orice, ceva în bunul simț etic și în bunul simț estetic al acestei cărți și al acestei opere, admir exact această pasiune, această patimă chiar, pentru concordia discurs, pentru coincidenția opozitorul, pentru sinteza contrarilor. Și îmi pare rău, chiar dacă autorul vrea, nu vrea, aici este în linia aceea minunată care pleacă de la Eminescu, care și el era cu topirea de contrarii, vine spre Eliade, Culianu, până la Patapievici și domnul Preșu. Bun. Să vă spun acum rapid, aici o să aveți un amestec apropo de vizualitate, un amestec de Bruegel cu o carnalitate rubensiană, v-am spus, a ideilor, cu o viziune de Bosch din când în când, când vrea să caricaturizeze Domnie și Jichidia al nostru, plus capricile lui Goya. Adică este atâta încărcătură de vitriol în modul în care vede viața, încât ajungi practic ori să ți se întoarcă ție răul în bine, ori să ți se reveleze toate adevărurile. Avem texte împotriva prostiei fudule. Știți bine care o alergie la țas, la țățism. Texte împotriva șofatului în București. O alergie la noua boală care invadează inclusiv biserica noastră, elefantiazisul care duce de la Catedrala Mântuirii până la Marea Moschee și o propunere insolită, sper să nu audă cineva să o facă, de ce nu transferăm piramida lui Cheops în București? Să fie și asta o idee. Pagini extraordinare despre forumiști, dar într-o înțelegere și a lor, însă cu o distanță necesară. Pagini împotriva, elas, maniei gastronomice, dar când vine de la un gourmet și nu de la un gourmand, într-adevăr accepți că, citez, bucătăria a ajuns un batalion disciplinar. Face un inventar al șefilor de la televiziuni și cum ne matrisează ei cu mâncarea și cu un savoir vivre care ei este luat, de fapt, rău. Există, după părerea mea, cele mai sensibile, mai delicate și mai bine provocatoare zone din carte, care pică și pe actualitate, cazul Vintilă Horia, exacerbat, cum bine știm, și dezbaterea, după părerea mea, cu un rezultat perfect, echilibrat, într-un scrânciob ideologic, etnic, politic foarte bun, legea 217, și o polemică exemplară cu domnul Alexandru Florian. Există un capitol întreg dedicat Bisericii Ortodoxe Române, care este pe cât de delicat, pe atât de necesar de a fi dezbătut, pentru că nici acum, după 25 de ani de la grupul de înnoire a Bisericii, nu avem un real dialog
între cult și cultură. Mâna trebuie să vină, mâna întinsă de la biserică și nu mâna de cerșetor a omului de cultură. Biserica trebuie ca odată ce ce acceptă laicatul ortodox la nivel de personalitate în centrul bisericii, de sub cupola bisericii, să se deschidă într-un dialog reciproc avantajos. Avem lupta cu exasperarea și lehamitea. Una dintre marile mele tristeți este că domnul Andrei Pipleșu are o permisivitate exagerată la oroare, aproape un soi de mazochism. Eu n-am înțeles niciodată cum poate să se uite la toate posturile care sunt niște fose septice, TV, cum poate citi. Odată i-a spus că are chiar o lectură cu ceva, o propensiune de vidanje, ceva îngrozitor. De ce se extragi din toate posturile TV și de pe toate forumurile? Multă parte din blogosferă este într-adevăr o fosă septică și să stai să aspiri, să vezi, să ajungi la zi cu toate neroziile și cu toate ororile de acolo, într-un fel are și dreptate, pentru că nu poți să scapi de o cangrenă decât punând fierul încins pe cangrenă. Deci ești obligat să iei contact cu buba, cu mucigaiul, cu noroiul, doar să scoți presuri noi din astea. Iarăși o observație excelentă, mă rog, este ridicol să spun că are observație excelentă, pentru că tot ce face de la un cap la altul nu este decât o scanare perfectă a societății românești de astăzi. La noi e foarte greu cu stânga și dreapta, zice, pentru că noi de fapt oscilăm numai între, citez, neutralitatea confortabilă și acomodarea oportună. Eu am avut o dată o joacă când domnul paleologul ne-a spus că nu mai e nici stânga, nici dreapta. La noi nu e decât sus și jos. E o falie îngrozitoare între sus și jos. Iar eu am așa un pic vulgărel, i-am spus că pe mine când aud stânga, vine când bărbații știu de ce, întrebării croitorului, pe care la 12 ani n-am știut să o descifrez. Stânga, nu știu ce spune croitorul de stânga. Cam așa e și cu politica asta. O pledoarie pentru a înlocui euforia cu luciditatea. Aici sunt un pic în dezacord, un pic, pentru că societatea românească de astăzi riscă să facă o infuzie exagerată de disforie în textele autorului nostru, care este totuși un eu jovial, chiar tristețea lui este una jovială. Deci dacă este să mai înlocuim euforia cu luciditatea și să mai și dăm note de subsol numai din cărțile domnului Lucian Boia, le dezvrăjim, da, bine, da? Totuși, a fi european, are dreptate, înseamnă să nu te idolatrizezi. Mă rog, sunt pagini împotriva fițelor, împotriva pozelor, împotriva taifurii și închei, pentru că totuși nu pe mine ați venit să mă auziți, dacă este un lucru de urmat de către toți, astăzi este această pledoarie pentru două lucruri pe care domnul Pleșu o face de o viață și în cărțile și în existența sa. În primul rând pentru firesc, pentru naturalețe, pentru autenticitate, pentru vibrație, pentru cinste, pentru bunul simț, cum spune el, pentru cum se cădenie. Spune că e dor de cum se cădenie, nu e dor de textura interbelică, are o propoziție în care mai e visceral, cred că ar trebui să ne sunăm mai des. Nu prea mai am cu cine să vorbesc. Adică să schimb o vorbă, nu mai ai. Suntem atât de isterizați, atât de trepidanți, o cantitate de ură și de dezbinare în noi, încât am ajuns ca înainte de 89, acum, dacă îl întreb pe unul, ce mai faci, bre? Ce fac atunci? Lasă-mă trec! E o nenorocire asta. E o cantitate de disforie, încât o leacă de euforie, chiar cu un bemol plus lucidității, de multe ori câte luciditate, atâta dramă. Deci, pledoaria pentru firesc este prima, și pledoaria pentru umor, care este mereu luat în joacă. Toată lumea spune, ce are Pleșu cu umorul? Adică râdem, iar facem zeflemea, iar... Dom'le, nu este zeflemea. Zeflemea este una. Râsul coroziv este una. Ridendo castigat mores este altceva. Castigatul ce înseamnă, dar umorul este altceva decât ironia casantă. E altceva decât râsul și poanta picantă. Umorul, ca și nebunia, că într-un fel seamănă cu țigneala, cu bufonul regelui,
Umorul este o căptușeală ignifugă a sufletului. Dacă știi să vezi totul printr-un surâs suav, îmblânzit sau bine resemnat, cred că reușești să vezi mult mai adevărat realitatea. De asta este inevitabil să vă mai spun că este o carte de sărbătoare care cu singura mică, mare părere de rău, că îi este dat să se hrănească dintr-o mocirlă înfiorătoare. Pe una căreia românul știe să-i dea un benchi boghet, pentru că la noi, oricum, tot ce e de râs e de plâns și tot ce e de plâns e de râs. Vă mulțumesc! Îi spuneam domnului Dan Mihailescu mai devreme că, într-adevăr, din ce în ce mai puțin îmi plac aceste împrejurări, în care mă bucur să văd că încă vine lume, că au răbdare să stea, să asculte. E o bună hrană sufletească pentru un autor să vadă că are cititori. Însă la noi obiceiul ăsta, mi-aduc aminte și de vernisajele de la expoziții, care nu prea mai există astăzi, cum erau înainte de 89, totul seamănă anuntă. Se adună prieteni, se laudă unul pe altul, autorul explică cum a compus el această carte, cum s-a gândit, ce ar vrea să spună, ce nu se va înțelege, dar ceea ce trebuie înțeles. Și lucrurile devin oarecum greoaie. În vreme ce, de pildă, în Occident, nu prea există obiceiul ăsta. În Occident există ceea ce se numește lectură. Autorul vine, citește câteva pagini care îi se par semnificative și care pot atrage publicul. Sau invită la o dezbatere, la o cafenea sau într-o sală confortabilă, și stă de vorbă cu cititorii care eventual au întrebări. De asta nu sunt un fanatic. Sigur că este un privilegiu să te citească și să te prezinte Dance Mihăirescu. E unul din puținii vorbitori din România care nu mă plictisesc. Ba mai mult, mi se întâmplă uneori când scriu să mă trezesc întrebându-mă ce o să zică Dance aici, o să-i placă chestia asta? Așa că eu am nimerit bine. Ca să ilustrez faptul că nu vreau să... Eu n-am zis, cartea asta e o culegere de texte care au apărut în diverse publicații de-a lungul ultimilor 4-5 ani și ar fi ipocrit în partea mea să vă spun că am construit lucrurile pentru o trudă sistematică. Fiind texte de publicistică curentă, ele sunt legate inevitabil de imediat. Numai imediatul nostru este în același timp abundent și de la o vreme previzibil și plicticos. Cât o să scrii despre aceeași și despre același tip de dispute, despre aceleași televiziuni, despre aceleași vedete, ți se face jenă la un moment dat să te tot învârți în această ambianță, deși încă e igienic să o faci, cred, pentru că poate că obții un efect într-un târziu. Dar le-am scris și pentru că m-am angajat să le scriu. Și am în fiecare sfârșit de săptămână panica că n-am subiect, că nu o să-mi iasă articolele care se așteaptă până la o anumită oră. Deci o carte scrisă în tensiune, a cuiva care vrea, cum spunea profesorul meu de istoria artei, Ion Frunzeti, e o carte cu efemerinde. O carte pe care o scrii și ca să supraviețuiești în condiții mai confortabile. M-am hotărât, cu acordul dumneavoastră, să nu fac decât să vă citesc două, trei pagini ca să vă faceți o idee ce ar putea conține. Una e legată de ce spunea Dance apropo de discuta care a avut loc cu Vintilă Horia. E foarte riscant să te angajezi în discuta asta și de-aia încep prin a spune apăsat. Nu îmi plac legionarii. Nu, din două motive. Unu, mi se pare că sunt foarte neromânești în
declarațiile lor, românii n-au cultul morților, n-au cultul eroismului sacrificial, sau musulmani. Eu nu găsesc că e normal ca să construiești o mișcare politică bazată pe încruntătură, sânge și un juridism radical. În plus, ei dacă ar fi făcut o mișcare spirituală, un ordin, era în regulă, era un lucru bine circumscris. Dar vreau la putere. De câte ori, pe cale religioasă, vrei să ajungi la putere, ajungi la stranii fenomene de fundamentalism, de exclusivism, de intoleranță și mai departe. Pe de altă parte, am avut un contact intens cu Constantin Noica, pe care nu pot să-l reneg, care a fost decisiv pentru viața mea. Cineva m-a întrebat, un scriitor celebru, dom'le, dar voi ăștia, grupul de la Păltinit, nu v-ați distanțat și voi de ideologia pe care maestrul vostru a îmbrățișat-o în tineze? Dom'le, dar abia am găsit și noi unul care să ne învețe meserie și să ne distanțăm de el. Altul n-am găsit. Și era foarte bun. Și nu făcea cu noi ore de naționalism. Făcea cu noi Hegel și Platon. Nu așa se pot judeca lucrurile. Și mă înscriu un fals cu cei care umblă cu un fel de Schubler și numără calitățile și defectele oricărui om activ în funcție de câteva criterii, gata făcut. Ei bine, am scris o pagină, fiindcă m-am întâlnit cu un prieten al meu de la Iași, domnul Alexandru Călinescu, și el mi-a atras atenția asupra unor texte de Paul Éluard și lui Aragon, pe care lumea nu le mai știe. Le-am regăsit și apoi m-am mai adăugat altele. Deci vreau să vă citesc și le-am pus în carte, tocmai ca să pun o surdină, o nuanță, o anumită egalitate de dispoziție în judecățile noastre. Lui Aragon, 1931, poem publicat într-o antologie a unei făcută în URSS, Literatura Revoluționară Mondială. Iată ce spune Aragon. Când hegemonia violentă a proletariatului asupra burgheziei, cu scopul nimicirii ei, strălucirea împușcăturilor adaugă priveliștii o veselie încă necunoscută. Sunt executați ingineri și medici, moarte celor care primejduiesc cuceririle Revoluției din octombrie, moarte celor care sabotează planul cincinal. Când GPU-ul, trăiască GPU-ul, figură dialectică a eroismului. GPU, pentru cine nu știe, era securitate. Paul Éluard, 1900, cum vedeți, aici sunt îndemnuri la asasinat, vă rog foarte mult. Nu e o de simpatie. E vorba de mai mult decât. Paul Éluard, 1950. Stalin e pentru noi prezența lui mâine. Stalin alungă nenorocirea, încrederea este fructul creierului său iubitor. Ochii albaștri ai Revoluției strălucesc cu o necesară cruzime. Doborâți-i pe polițai, tovarăși, doborâți-i pe polițai până departe spre vest, unde dorm copiii bogătașilor și târfele de lux. Proletariatul se radă de pe fața pământului cu furia sa, Palatul Elisee. Într-o bună zi va arunca în aer arcul de triumf, se va dezlănțui, iar glonțul său va ochi atât de sigur încât toți medicii social-fasciști aplicați asupra victimei își vor plimba degeaba degetele pe sub cămașa ei de dantelă și vor încerca să audă cu aparate de precizie inima ei deja putrezită. Trageți! Trageți asupra urșilor savanței social-democrației! Trageți, zic, sub conducerea Partidului Comunist! Și nu eu voi fi cel care vă cere să trageți, ci Lenin. Lenin cel al momentului potrivit. Tineri comuniști, ridicați-vă împotriva mamelor voastre, abandonați noaptea, ciuma și familia.
Però dacă noastră vi se par niște rânduri tandre, niște lirisme marginale în fața unui fenomen la care nu aderăm decât prin metaforă, e posibil să avem această lectură, da? Mie mi se par destul de explicite. În umbra lor am mai găsit câteva. Jean-Paul Sartre. Cei care se opun comunismului trebuie lichidați. Nu e suficient să-i băgăm în pușcării, pentru că din pușcării mai pot să iasă. Trebuie împușcați. Asta într-un interviu al lui Jean-Paul Sartre în 1972, când se știa foarte bine cum e cu gulagul, ceamă cu Stalin. Dar să mergem la părinții fondatori, Lenin. Trebuie să acționăm ca în anul 1793. Anul 1793 e anul terorii din Revoluția franceză. Marx. Tortura a dat naștere celor mai ingenioase inovații, creindu-se astfel pentru mulți meseriași cinstiți numeroase locuri de muncă în producția instrumentelor necesare. Engels, din Anti-During. Dragostea universală față de oameni este o absurditate. Libertatea politică e mai rea decât sclavia cea mai rea. Am încheiat citatele. Să ne înțelegem. Nu vreau să evacuez nici pe Marx, nici pe Engels, nici pe Lenin, nici pe Sartre, pe Eluard sau pe Aragon din lista de repere semnificative ale culturii europene. Dimpotrivă. Dar nici să mi se dea mereu peste nas cu Mircea Vulcănescu, Eliade, Cioran din Tilehoria. Apropo, și Aragon și Eluard beneficiază la Paris de câte o piață care le poartă numele. A lui Aragon a fost inaugurat în 2012 cu ocazia celei de-a 30-a comemorări a morții sale. Asta numesc eu a nu amesteca borcanele. Este câteva minute la standul de Turine Mira, începe lansarea cu două romane. Atât am avut de spus. Eu vreau să vă citesc încă o pagină, dar poate abuzez de editura lui Mira. Da. Vreau să vă citesc o pagină apolitică din zona Bruegel. Ai picat întâmplător pe pictorul meu preferat. Da. Cum să vede? Adică din zona. Am scris o pagină și jumătate despre buze. O stupoare vizuală. Văd tot mai des, mai ales în emisiuni de divertisment nocturn, alea la care mă uit, o mulțime de fete cu buze exorbitante, baroce, turgescente, prelucrate cosmetic în așa fel, încât se pară doi cremuri aplicați samavolnic pe vechea gură a purtătoarei. Adesea îmi dau seama că duduile cu pricina sunt la bază frumușele. Botoxul a dat însă totul peste cap. Chipul se reorganizează în jurul unui exces, în jurul unei excrescențe invadatoare. Aspectul tumoral al noilor buze e gândit probabil să ducă sexapilul până la urle. În realitate, eu unul rămân perplex și inapt de orice divagație erotică. Contemplu siderat o vietate din lumea ciudățenilor de la moșii de pe vremuri. Îmi aduc și acum aminte de Drăgaica de la Buzău, unde vizitatorii erau invitați să intre într-un mic circ improvizat în care urmau să vadă ceea ce striga prezentatorul: femeia, femeia, efea, Pompeia, care se culcă cu un jaguar. Nu reușesc să deslușesc ideologia ascunsă în spatele acestei decizii anatomice. E vorba oare de un accent pus pe o inavoabilă funcționalitate? E un fel de a atrage atenția privitorului că persoana pe care o vede constă strict în buze, sâni și popou? Problema este că, în mod evident, buzele supradimensionate sunt invalidante. Posesoarele lor au dificultăți să vorbească articulat, să zâmbească, să mănânce. Par corcite cu o altă ființă care le parazitează agresiv chipul. Oricum, e limpede că folcloricul canon al guriței, cu ale sale buze dulci,
e depășit. Se preferă guroiul, ventuza cosmică, ochiul vulcanic al unui balaur. Nu pot să nu te întreb, Candid, cum se sărută o asemenea instalație? De unde să începi? Nu riști să te neci, să te prăvălești în abisul interlabial? Sau să te sufoci cu nasul prins în faldurile unui angrenaj imprevizibil? Fapt e că doamnele despre care vorbesc par fericite. Reușesc să râdă mai tot timpul, expandând lateral, cu oarecare îndemânare, depozitul de carne dintre maxilare, afișează o feciorelnică mândrie în legătură cu adaosul creator pe care l-au impus portretului dat de Dumnezeu și au mare succes în emisiunile de gang al câtorva moderatori fără prejudecăți sau în dormitorul lui Leo de la Strehaia. În ce mă privește, bombă în senil, mă simt defazat și recapitulez visător buzele mult mai elocvente pentru gustul meu ale câtorva vedete de pe vremuri. Până și bunicile mi se par mai sexy. Vă mulțumim foarte mult și doritorii de autovindecare, pe care aici, imediat, în dreapta. Da. Parcă așa e, imediat.